27 de antrenori români de handbal au participat la primul curs Master Coach organizat la noi în țară și sunt pregătiți să-și primească licența. Tehnicienii abia așteaptă să pună în aplicare cunoștințele dobândite. Cursul de licențiere Master Coach a fost structurat în trei module care au conținut prezentări teoretice și practice, atât din domeniul handbalului cât și din domenii conexe, nutriție, psihologie, etc. Master Coach a fost susținut de 33 de lectori români și străini. Absolventa a cursului, Mariana Târca, a recunoscut că a retrăit sentimentele de școlar la susținerea lucrării finale. Emoții mari, sincer, n-am închis ochii azi noapte, dar poate a fost mai bine așa, că am fost foarte vigilentă pe parcursul susținerii și mi-am învins emoțiile, pentru că noi nu prea suntem obișnuiți să vorbim așa în fața unui auditoriu. Suntem obișnuiți să fim acolo în teren. Exact, exact. Dar este o experiență și asta și una chiar foarte plăcută. Vreau să felicit Federația Română de Handbal pentru că a avut această inițiativă. Pentru noi, antrenorii români, înseamnă foarte mult și sper să fie un imbold în a ne specializa, perfecționa și în a obține rezultate foarte bune atât pe plan național cât și internațional și a ne redresa puțin imaginea care în ultimul timp a fost un pic șifonată așa. Îmi este dor de a reveni în antrenorat pentru că este ceea ce îmi place și chiar am încredere în potențialul meu. La primul curs Master Coach organizat în România a participat și Robert Licu, recent numit în funcția de antrenor secund al Naționalei Feminine. A fost foarte interesantă, am avut parte de antrenori cu experiență care au venit la cele trei module, acesta fiind al patrulea, am susținut teza finală. Zic eu că e un lucru bun. Ok, nu înseamnă că dacă nu ai acest curs, nu poți să activezi cu succes. E numai o treaptă în carieră, e un lucru care ajută. Este foarte interesant că poți antrena aproape în toată Europa cu această diplomă și e un lucru de bun simț care ne apropie mai mult de calitatea antrenorilor din Occident și din țările care joacă un handbal bun. Eu cred că e necesar, era necesar, chiar am insistat personal pentru aducerea acestui curs în România și felicit pe calea asta pe cei care au reușit să aducă cursul. Mă bucur că în sfârșit au și antrenori români posibilitatea să se instruiască direct aici, să nu mai trească să meargă în țări îndepărtate și sper eu că acțiunea asta va continua an de an, pentru că numai așa putem îmbunătăți calitatea antrenorilor români. Din punct de vedere personal, cred că acest Master Coach a fost un succes total. Am avut trei module de Master Coach în care au fost o serie de prezentări teoretice și practice atât din domeniul handbalului cât și din domenii conexe, nu știu, nutriție, psihologie și așa mai departe. Am avut, cred că, 33 de lectori străini și români. Am încercat să aducem în România și din afara țării antrenori de renume, antrenori cu rezultate deosebite, cu concepții diferite despre handbal, astfel încât spectrul atins în toate aceste prezentări să fie larg, astfel încât participanții să poată să se inspire din mai multe strategii de joc și pe diferite segmente ale jocului. Și iată, am ajuns la ultimul modul de Master Coach. Până acum lucrurile merg foarte bine, toți cei care s-au prezentat cu lucrările până la acest moment se vede că au depus efort și eu sunt foarte mulțumită de ceea ce s-a întâmplat până acum.